Campioanele județene se pregătesc de marele test pentru promovarea în eșalonul 3, unde le așteaptă un baraj în dublă manșă. Mehedințul va fi reprezentat pentru al doilea an consecutiv de recoltat Dânceu. La fel ca și vara trecută, adversară îi va fi campioana județului Arad. Dâncenii au intrat în linie dreaptă pentru pregătirea dublei întâlniri cu CS Socodor, iar jucătorii își propun să facă o figură frumoasă. Sperăm să reprezentăm cu succes județul. Vă dați seama că ne-am dorit să câștigăm, dar măcar să facem o figură frumoasă, să nu mai repetăm contraperformanța de anul trecut. Anul trecut, Recolta a jucat la barajul pentru promovarea în Liga a 3-a, tot cu o reprezentantă a Aradului, ACB Ineu, pierzând cu scorul general de 11-2. Și de data aceasta, adversarii pleacă cu prima șansă, aspect subliniat de președintele celor din Socodor în cadrul unei emisiuni pentru televiziunea La Strada TV. Prea multe informații din acest sezon nu avem despre ei, fiind toată întâmplarea pe repede înainte, să-i spunem așa. Am analizat lotul și am observat că au 6-7 titulari din echipa din primul 11 de sezonul trecut, care au jucat și împotriva celor de la Ineu. Echipă destul de bună, care 2 ani la rând au fost campioni județeni la ei. Noi vom încerca, da, tot posibilul, considerăm că putem să câștigăm această dublă manșă, ne dorim foarte mult și, după cum v-am spus, noi deja am început să ne organizăm în ceea ce privește deplasarea, ne facem calcule și vom încerca să facem față cu brio dublei manșe, să câștigăm și să promovăm. Prima manșă va avea loc sâmbătă 17 iunie de la ora 18 pe stadionul din Dânceu. Delegația celor de la Socodor se va deplasa de vineri în județul Mehedinți. Totodată, clubul arădean le va pune la dispoziție un autocar gratuit suporterilor care doresc să facă deplasarea la Dânceu.